Ne așteptam să fie mai dificil, fiindcă Focșanu venea după două rezultate pozitive, chiar foarte bune. Un egal acasă cu Steaua, unde au, practic, o să spun că ei au pierdut cele două puncte, fiindcă au fost egalați înainte cu 6 secunde de finalul meciului. Iar la Satu Mare au condus un meci cap coadă și au demonstrat că anul acesta nu pot să mai ajungă în zona fierbinte a retrogradării. Am început puțin mai anevoios, dar pot să spun că unitatea de grup și-a spus astăzi și astăzi cuvântul, mai ales pe finalul meciului, când băieții s-au strâns exemplar și în apărare pot să zic că a fost micul nostru foarte, cu o poartă bună, am reușit să aducem cele trei puncte la punta foarte importante în clasamentul actual. Acum urmează meciul cu Steaua, echipa care este pretendentă la o medalie anul acesta. Avem, practic, este sâmbătă. Perioada de recuperare este foarte, foarte scurtă, drumul este foarte lung, undeva la 12 ore. Sperăm ca de ziua de mâine să recuperăm toți jucătorii și sâmbătă la ora 11 așteptăm tot publicul turdean să ne ajute să reușim să luăm cele trei puncte echipei Steaua.